Salutare, eu sunt Difuzor și am revenit în episodul numărul 7 din seria noastră. Astăzi ne vom ocupa de tunele pentru a găsi iron. Începem de acum. Facem de 10 tunelul. Ah, am și dat de iron. După cum vedeți, tehnica mea e destul de folositoare. Nu știu, poate folosită-și de alții, nu știu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7, bun. Facem alte 4 târnăcoape. Și continuăm cu minatul. 7, ziceam. Torțe, torțe, torțe. 7, 8, 9 și 10. Atât rămâne tunelul ăsta. Următorul, lăsăm două. Poate unii nu știu, dar din tunelul ăsta vezi ce e aici și din tunelul ăsta vezi ce e pe partea asta. Bine, majoritatea știți. Unu, doi, trei, patru. 5, 6, 7, 9 și 10. Așa. Încă 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bun. Aici. Începem și pe partea asta, altă. 3, 4, 5, 6, 7, 9 și 10. Bun, n-am găsit prea mult iron, depinde și cum nimerești pe hartă. Eu deseori și pe server multiplayer am găsit multe resurse prin această metodă. Așa, 10 acum. Bun, nu mai am torțe și trebuie să mai fac și fac că n-am de alea, băieții astea. Așa. Începem și aici. 4, 10. Se termină copul. Și cred că face poc. No, la următoarea va face bum bum. Târnăcopul nostru, cred că. Da. Bun, punem altul. Câte am săpat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. La fix, nimic nici aici. Mult gravel. Abstract. Așa. Da, se pare că m-am înșelat aici. Nu prea dau de iron.
Nu știu de ce. O să mai continui tunelele, cred că. Cred. Așa. Bun, și asta, și asta, și asta. Da, e cam plictisitor, da. Asta e. Dacă vrei să găsești resurse, trebuie să te plictisești și un pic. Și să faci un mini efort de a ține degetul pe click. Nici aici, urmă de aer. Am aici, să vedem, poate aici o să găsesc ceva iron. E bun și 6, cât am găsit, parcă 6, nu? Da. De când nimic, eu zic că e bine. Bine, e puțin, știu, da? Asta e. Bun. Avem câte 4 tunele peste tot și acum mă stresează cineva pe Skype. Din nou. O să urc sus să pun fierul la topit și va trebui să-mi fac un târnăcop de iron. Dacă nu, cumva am un chest. Nu mai știu. Sigur. Afară e noapte. Ceva mob prin apropiere? Creeper. Wow, wow, wow. Doi Endermani. Aici deasupra ceva. Nu trebuie să mă uit la ei. Nu mai văd alt mob pe acolo, deci nu mă duc să bat. Acolo alt Enderman, mulți Enderman văd că aici. Mă sperii. Glumesc. Da, mă duc să mă culc. Și o să mă să culeg grâul. Cred că au dispărut endermanii, nu? Da, logic, e zi și uite-l acolo. Tot fuge. Mamă, mi-a luat un bloc de gres. O să sufere pentru asta. Da, mai mult o să sufere dacă vreau să fug după el. Replantăm. Pac, pac, așa. Și mai avem nevoie de două semințe și ferma, mini, mini ferma noastră va fi gata. Uitați un enderman acolo. Face cu mâna. Vi la mine? Hai la mine, hai. Hai, bă, tu păistule. N-are curaj. Vede că-s full iron și se teme. O să extind porcușorii. Sunt patru? Sunt pe dracu patru. Am nevoie doar de două pac și cu ăsta. Așa, pupați-o acolo. Hai, vale, bă. Bă, unde-i puiul? Acolo-i puiul. Mă duc și până la văcuții. Până la văcuții, să vedem și fac văcuțele. Stieți bine? Stieți bine, de văd acum. Hai, să vă dau și vouă. Una și una. Pupați-vă, de văd acum. Așa. Bun, 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 bun. În episodul numărul 8, cred, nu știu sigur, o să încerc, subliniez încerc, să fac o capcană, adică o capcană, un dita mai turn, de acolo de sus, cred că de undeva, unde voi face o platformă. Adică un turn așa ceva 4 pe 4 sau bine mai mare sus, un vârf mai mare unde voi pune ceva cuburi de dirt sau de ceva de cobble, vă o să văd unde și acolo voi pune apă pe lângă cuburi, nu pe cuburi și sper să se spawneze mobi pe cub iar când o se miște o să pice în apă și apa îi va duce în gol, adică să cadă jos și eu voi culege XP-ul și ce dau ele.
O să testez prima dată, poate nu chiar în episodul 8 o să fac, prima dată o să testez, o să mai fac o hartă single și o să văd dacă funcționează. Deși sper să funcționeze. Da, o să trebuiască să așteptăm ceva. Iar și-mi scrie cineva pe Skype. Am uitat să mă pun pe DND. Cred că știu cine e, dar nu-i pot da nume. Cred că se rușinează. În fine, ce să mai facem noi acum? Era o lava acolo. Am găleată? Da. Mă duc să iau lava. Nu, că am luat lava, opa. Nu? Am luat lava. Sau n-am luat lava? Am luat-o, parcă. Da, am luat-o. Am pus-o în chest, cred că. În momentul ăsta mi-aș dori să scriu home. Pentru că m-a săturat tot să sar în continuu. Deja e episodul 7 și eu n-am făcut mai nimic. O să trebuiască să-mi fac o dita mai mină. Unde să găsesc diamante. Sper ca prin episodul 12 să am ceva, măcar un component din armură să fie de diamant. Da, a fost pe aici. Vedeți, a fost un Enderman aici. Și mi-a luat blocul de aici, cred că, și mi l-a pus aici. Mersi frumos, Enderman, ești un dulce, dar n-am nevoie. Bun, am aici găleata cu lavă. Ce să fac eu cu ea? Nimic, nu? Ia să încerc ceva, să văd dacă merge. Nu o să folosesc, doar să văd dacă merge. Da, merge și am folosit-o. Ups. În fine, nu contează. Cât se face dintr-o găleată? Mamă, ce-am dat-o pe lângă asta? Cât se face într-o găleată? Aoleu, o grămadă se face. S-a făcut un iron și nici nu se vede acolo. O să pun, cred că, cable, să se facă cable. Bine, între timp mai fac vreo două aragaze și să fie acolo. Așa, pac, pac. Deci, cam atât pentru astăzi. Ne revenim în episodul următor și până atunci vă spun bye bye. Ciao!